Fracțiunea PCRM din Legislativul Republicii Moldova a adresat o scrisoare Biroului Parlamentului prin intermediul căria cere desfășurarea unei ședințe de urgență a organului legislativ joi 12 septembrie. Potrivit unei postări a deputatului comunist Artur Reșetnicov în rețeaua Facebook, trebuie de oprit hoția patrimoniului de stat și de dat peste mâini guvernului și altor complici ai acestui furt. Solicităm ca ședințele Parlamentului din sesiunea de toamnă 2013 să înceapă cu data de 12 septembrie și cerem includerea în ordinea de zi a ședinței plenare a Parlamentului din data de 12 septembrie 2013 a chestiunii privind organizarea în regim de urgență a audierilor parlamentare deschise a Guvernului Republicii Moldova, Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Procuratura Generală, cât și alte instituții ale statului, pe subiectele privatizării pachetului de acțiune al statului în SA, Banca de Economii, și starea lucrurilor în această instituție financiară, concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău, precum și privatizările care urmează a fi făcute în grabă de actuala guvernare. Anterior coaliția pentru guvernare pro-europeană a decis că prima ședință de toamnă-iarnă a Parlamentului va avea loc pe 26 septembrie, dar în legătură cu evenimentele care au loc, comuniștii spun că nu este timp de așteptat. Opoziția cere explicații în legătură cu tranzacția în care a fost vândut pachetul cu 20% de acțiuni din Banca de Economii, în rezultatul căreia statul, din cele 56% de acțiuni majoritare, a rămas doar cu un pachet de blocaj în mărime de puțin peste 33%. PCRM consideră dubioasă această tranzacție, la fel ca și darea în concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău. Comuniștii nu exclud că în spatele ambelor acțiuni stau anumite interese. În plus, mâine, în cadrul ședinței săptămânale, guvernul Leancă intenționează să aprobe o nouă listă cu obiecte din proprietatea statului, care în timpul apropiat vor fi scoase la vânzare. Documentul cuprinde o serie de întreprinderi mari ale Republicii, unele dintre care reprezintă mândria industriei moldovenești. Este vorba despre fabricile de divinuri Barza Albă, Aroma, combinatul de tutun din Chișinău, tutun CTC, societate pe acțiuni Carmez, precum și cele 33% de acțiuni ale statului care au mai rămas la banca de economii, ceea ce înseamnă că guvernul intenționează să ofere în totalitate banca pe mâini private. La fel urmează să fie scoase la vânzare compania Air Moldova, gara de nord din Chișinău, MOL Telecom, hotelul Chișinău, rețelele de distribuție a energiei electrice de nord și nord-vest.